Tot mai multe persoane ajung în stare gravă la spital după ce consumă substanțe etnobotanice. Numai la Iași, numărul acestora crește de la o zi la alta, iar medicii au decis să ceară autorităților locale închiderea magazinelor care comercializează așa numitele droguri legale. Încercăm să acționăm și la nivel local și propunem primăriei Iași să suspende autorizația de funcționare a magazinelor de vise. Încercăm să facem și ceva la nivel local pentru a controla acest fenomen, ce a dus aproape 200 de pacienți doar la spitalul de urgență din Iași și aduce zilnic alte zeci sute de pacienți în toate unitățile de primire a urgențelor din România. Ultimul pacient care a ajuns la spitalul de urgențe din Iași după ce a consumat produse etnobotanice este un bărbat de 43 de ani. Este cel mai grav pacient care ajunge la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan în urma intoxicației cu produse etnobotanice. 2 ore de comă, tulburări respiratorii, tulburări cardiace importante, ce au necesitat intervenția unei echipe de medici de urgență și internarea în toxicologie. În aceeași zi, alți doi tineri au ajuns la urgențe din cauza etnobotanicelor. La examenul toxicologic s-a descoperit că unul dintre ei consumase și droguri clasice. Este greu să tratezi astfel de pacienți. Simptomatologia clinică este intricată. Și autoritățile din capitală vor să ceară primăriei interzicerea magazinelor de vise pe o rază de 1000 de metri în jurul școlilor și liceelor, după ce un tânăr și-a înjunghiat un prieten, iar apoi a încercat să se sinucidă la o petrecere unde s-au consumat droguri etnobotanice.